Și să ne spui ce înălțime ai. Sunt Simona Șerban, locuiesc în Brașov și am 21 de ani, 1,97 înălțime. 97 aproape. 97. Aproximativ. Când și unde ai fost desemnată cea mai înaltă fată din România? Am făcut basket de performanță în Brașov. Nu, de fapt în Brașov am pornit la basket, după care am plecat în Alexandria, în județul Teleorman. Acolo mă copta la lot național prima dată și de acolo am făcut o carieră din basket. Așa, și asta se întâmpla? Federația Română nu mai țin minte. La câți ani? Eram în clasa 8-a. 14 okay. ani, 15 ani. Și prin Federația Română de Basket am ajuns să aflu că la categoria respectivă de vârstă am fost desemnată cea mai înaltă româncă. Părinții, fratele tău, sunt la fel de înalți? Da. Trăiești într-o familie înaltă? Pe picior mare. Pe picior mare. Da. Da, sunt înalți. Tata, deci bine, eu sunt capul familiei în ceea ce privește înălțimea. Așa. Tata e, are 1,93, 1,92, frate meu 1,90 și ceva, tot pe acolo, și mama e cea mai mică, săraca, cu 1,75. Dezavantaje din punct de vedere vestimentar și al încălțămintei. Avantaje din toate punctele de vedere. Vezi la un spectacol mai ușor, eu sunt o fire foarte dinamică, foarte dezinvoltă. Nu, sunt pusă pe șoti mereu și de asta mă refer la spectacol. Cu ce ocazie în Gherla? Păi, am venit să vizitez cea mai bună prietenă. Pe care o cheamă? Timea. Cred că ești Timea. Da, bine, ne-am cunoscut într-un mediu mai straniu. N-a fost așa plăcut, dar am rămas foarte bune prietene, ne vizităm. E o persoană sociabilă, foarte bucuroasă, un pic nebunatică. Ai așteptat-o la gara, pe prietena da, ta? Da, am așteptat-o. Așa. Pe tot parcursul drumului spre casă. Ți s-a părut cumva că cei din jurul vostru vă privesc altfel? Sau da. V-au oprit cumva pe stradă? Să... Nu ne-au oprit, dar am observat că se uitau la noi oarecum ciudat, că fiind eu mică de înălțime, ea înaltă, nu, ca și cum e lumea curioasă, întreabă în stânga-dreapta, da? Nu, de aia ai o problemă cu înălțimea ei? Nu, chiar deloc, deci eu mă simt foarte bine, mă simt ok cum sunt eu, că eu fiind mai micuță, ea mai înaltă, deci asta chiar nu e o problemă, ne înțelegem super bine, deci... Te simți protejată, între ghilimele. Da, la înălțime. La înălțime, da. Ok. Ne-am cunoscut într-o situație destul de neplăcută, să zic așa, pentru că eram amândouă într-un spital, fiind bolnave, dar în același timp a fost și o situație plăcută, pentru că ne-am împrietenit, am devenit prietene, am continuat să vorbim, ținem legătura, chiar și acum, și mă bucur nespus de mult că a venit la mine chiar acum să ne vizităm. A fost acum câțiva ani foarte mult, poate chiar 10 ani, în care tot creșteam și nu mai aveam... Rămâneau toate hainele mici și atunci am pus semn... părinții mei și-au pus un semn de întrebare, ce se întâmplă. Oboseam foarte repede. Erau multe alte dezavantaje. Am urmat un tratament, am avut o problemă cu glanda hipofiză, am urmat un tratament cost foarte costisitor pentru mine. Mulțumesc lui Dumnezeu, acum sunt bine. Sunt bine și încep să-mi reiau viața așa cum trebuie, o viață de adolescent. Asta e foarte bine. Dacă tu ziceai de viața de adolescent, spune-ne cum se desfășoară o zi din viața ta. Care e viața ta socială? Păi, îmi socializez acum cu ceilalți? Că noi vedem. Da, am foarte mulți prieteni. După cum am zis, sunt o fire care nu stă locului tot mereu. Eventual doar când mă simt rău sau am alte probleme, trebuie să am foarte mulți prieteni, să am cu cine să vorbesc. Vorbitul e punctul meu foarte. Școală. Acum am terminat școala. Fac, discotecă? Da, astea. Cluburi? mai puțin. Nu, îmi plac, dar nu zilnic ce-i prea mult strică. Putem să întrebăm și de un prieten? Mă abțin să comentez. Ok, rămâne la latitudinea ta să ne spui seama. Da. Știm că ai vizitat Mănăstirea Nicula, chiar azi. Da.
am rămas cu o impresie foarte bună. Era o dorință care o aveam de foarte mult timp și am reușit să o îndeplinesc datorită faptului că o aflu aici la Gherla. E un loc plăcut, un loc frumos, un loc cu oameni buni, de altfel cum sunt ardelenii. Așa, în general, măcar să ne spui, băieții din jurul tău, crezi că se simt complexați de înălțimea ta? Probabil. Ah, corect. Îmi place răspunsul. Mă deranjează. Am văzut că ești o fire într-adevăr deschisă, ești foarte veselă, comunicativă și sociabilă. Crezi că aceste calități te-au ajutat până acum? Foarte mult. Foarte mult, da. Foarte mult. Cred că așa ar trebui să fie majoritatea. N-ar trebui să ne lăsăm duși de problemele vieții. Pentru unii sunt mai grele, pentru alții sunt mai puțin grele. Eu am trecut prin foarte multe experiențe neplăcute. Prietena mea, lumea știe foarte bine și mi-a fost foarte mult alături. Mi-au fost părinții alături, prietenii și am reușit să le depășesc. Dar degeaba ție, sunt cei din jur alături dacă tu nu-ți dorești lucrul ăsta. Și trebuie să fii împăcat cu tine. Da, nu contează cum ești, nu contează cum arăți. Trebuie să te incluzi în mediul respectiv, să fii tu însuți. Pentru că nu contează lucrurile astea, contează cum ești, contează cum te simți în piept. Practic, prima dată am fost dat în ziarul Libertatea. Un prieten, o cunoștință cu care lucrează la acel ziar, i-a dat o poză lui Sultan când a venit acesta în țară. El a fost prima dată la emisiunea Happy Hour. I-a arătat o poză cu mine. Așa, Sultan fiind? Cel mai înalt om din lume, care are 2,47 m. Și el a fost foarte încântat de ideea asta. Eu am fost foarte șocată când am aflat când am aflat ce s-a scris acolo, practic, în presă, că eu nu știam despre ce e vorba. Eu am aflat că s-a găsit o româncă pe măsura cel mai înalt om din lume, că, de fapt, eu eram acea româncă. Știam deci că sunt foarte înaltă. Deci nu prin cap că o să... Nu făceam o legătură. Ce legătură aș avea eu cu Sultan? Nu mă vedeam niciodată la televizor, Nu eram așa de entuziasmată față de subiectul ăsta tabu. Și am decis să-i scriu lui Cătălin pe site. I-am scris neștiind că a doua zi mă va chema la emisiune. Am fost prima dată la o emisiune fără Sultan. El mi-a prezentat faptul că Mihail Bui face o pereche de pantofi lui Sultan Cosen. Știind că îmi găsesc foarte greu de încălțat, da, m-am gândit că poate o să fac-o și mie. Dar nu a fost dânsul, a fost domnul Antonello Panaccio, un designer italian. Da? Nu este colaborator, nu are cred că nicio legătură, a fost propria inițiativă. Eu văzând materialul la televizor, m-au sunat, m-au contactat, m-au întrebat dacă vreau să mă să facă o pereche de pantofi. Da, deci a fost practic plăcerea lor de a... Da. Și încă postez legătura cu ei. Așa am apărut eu practic la televizor. Deci asta a fost prima emisiune, am urmat a doua emisiune în care am primit și eu o rochie foarte frumoasă, făcută de doamna Rita Mureșan, ca să fie costumul complet. Mă așteptam, fiind întâlnirea dintre tine și Sultan, să-ți alegi totuși un model cu puțin toc, să te ridici. M-ar fi încântat cu acest lucru, că îmi place să port tocuri, dar m-am gândit că îmi place să fac ele, cum o să merg pe stradă cu ele, nu. După prima întâlnire cu Sultan, a urmat a doua. A urmat a doua. Am înțeles că a ieșit în oraș, la o cină, unde am primit un buchet de flori. A fost o șaură mai tradițională turcească și era normal să se simtă și el ca acasă. Integrat. Da, integrat. Ca acasă.
intra acasă, nu? Și mi-au prezentat câteva obiceiuri din Turcia, cum e la ei la nuntă, în Turcia, e foarte diferit de ce la noi. Poți să ne spui două, trei cuvinte dacă... Păi, în prima seara dinainte anunții se merge, se zice seara henna. Cât am înțeles că se, henna înseamnă, e ceva un parfum cu care se dau... Se merge, vitorii se mănâncă, mir. Da, viitorii miri, nu mai știu exact care e atribuția viitoarelor neveste. După care e aceeași treabă cu muzica, cu bărbieritul, din a doua zi bărbieritul mirelui. Nu se rupe nu, cu colaci, cu brazi, cu... El a fost foarte încântat de ceea ce a văzut la de noi. De ritualul care... Da. Da, el era în postură de generic atunci. Deci el era convins că tu o să accepti oarecum cererea în căsătorie. Nu pot să zic că era convins sau ce știa el. Dar s-a aștepta să încopiți ceva. Poate, ca fiecare, că el neavând prietenă, își dorea foarte mult să ai pe ceva. A fost... Nu a fost să fie, ca să zic așa, nu am nimic cu el, țin legătura cu ele, înțelegem? Da, te țineți legătura? Da. Da, eu prin Google Translate, el cred că la fel, că el nu cred că înțelege ceea ce îi spun eu. Și am văzut că ați ieșit, așa cum ați spus, în oraș la cină. Ați avut translator. Da. Nu a fost oarecum ciudat? Ba. Mai ales când ați ajuns așa totuși la subiecte intime. Da. Sau mă rog, de suflet, cum vrei să le spui. Da, a fost. El e o fire foarte deschisă. Se vede că este foarte afectat din punctul ăsta de vedere. Am ajuns, am deschis subiectele astea, am discutat, dar nu am putut să ajungem undeva unde să mergem mai departe, să ne lege ceva. Nu pot să spun, da, prin micile defecte care le are el, dar nu asta ar conta. Nu este ceva ce se ne lege. Așa, am rămas doar prieteni și atâta, că până la urmă nu e omul după cum arată și după suflet pe care el are. Exact. Cum zic turcii, ei când iubesc din suflet. Planul de viitor? Te gândești să-ți găsești o meserie? Da, doresc să-mi găsesc o meserie. Să am o familie peste vreo câțiva ani, probabil să-mi termin școala pe care o să o reîncep de fapt din toamnă. Este o postdoctorală de asistent medical. În principiu mi-aș dori să rămân în țară, dar să vedem, poate să mai schimbă lucrurile și voi putea rămâne aici. Mi-ar plăcea să fac o carieră din televiziune, eu tot asta am spus. Am zis că nu ca invitată, poate ca moderatoare. Da, o emisiunea mea. Noi îți dorim din tot sufletul să ți se îndeplinească visul. Și mulțumim pentru interviul pe care ni l-ai dat. Cea mai mare plăcere oricând. Când o să bag vin sau cine știe, poate într-o zi o să vină domnul Turc aici. Da, ar fi foarte bine pentru noi. Vă așteptăm. Îți scoatem o plimbare în parc. Da, exact. Mulțumim încă o dată, Simona, și multă sănătate și tot ce-ți dorești să ți se îndeplinească. Asemenea.